Bună, numele meu este Andreea Andrei, sunt educator perinatal SAMAS și în cadrul proiectului Sănătos la pieptul mamei povestim astăzi un pic de ceea ce se numește reflux gastroesofagian. Este o situație în care se află bebelușul și anume aceea de întoarcere a laptelui după ce a ajuns în stomac înapoi pe esofag, ceea ce duce la o agitație destul de puternică a bebelușului, pentru că senzațiile sunt foarte neplăcute de arsură. Aduce această situație o destul de des întâlnită eliminare a laptelui în jet, așa, și bineînțeles o luare în greutate a bebelușului mereu cam la limita inferioară a curbei de creștere. Soluția depinde de gradul de reflux gastroesofagian, dar soluția este să adoptăm niște poziții cât mai verticale. O idee foarte bună este să folosiți un sistem de purtat în care să puneți bebelușul și în poziția asta din sistemul de purtat să învățați cum să atașați bebelușul la verticală, să fie ținut destul de mult după ce a mâncat la verticală, mult mai multă atenție când îl schimbați, subturi mai dese, dar mai scurte pentru a nu fi o cantitate prea mare în interiorul stomacului și de cele mai multe ori rezolvarea vine odată cu trecerea timpului și introducerea alimentelor solide, dar după, de obicei, recomandarea este după 6 luni de viață. Dar iar este o decizie pe care e bine să o luați împreună cu medicul, pediatru care îl are în supraveghere, astfel încât să se găsească soluția optimă pentru această situație. Mult succes!